acolo unde cântă răci. În dimineața următoare, che ai sim simți impulsul de a da fuga la ciot ca să vadă dacă îi se mai lăsați vreun cadou. Dar Cecilie să aștepte, nu trebuia să dea peste băiat. Într-un târziu, după ce soarele se înălță bine, merse în luminiș și apropiindu-se fără grabă de cu urechile ciulite. Nu văzu și nu auzi pe nimeni, iar un Curt, un surâs scurt, neobișnuit pentru ea, îi lumină chipul când văzu o pană albă și subțire, înfiptă în buștean. Se lungea de la buricele degetelor până la cotul ei și se curba, grațios, între v către vârful îngust îngustat. O ridică și râse cu poftă o pană magnifică din coada unui faeton. Nu mai văzuse păsări de mare, fiindcă nu apăreau pe aici, însă se mai întâmpla, a rare ori, să fie împinse spre țărm de vânturile puternice. Chiei se păru uluitor că cineva avea o astfel de colecție de penerare, încât își permitea să se despartă de un asemenea exponat prețios. Și pentru că am fost curioasă, de -aia am citit pasajul ăsta pe care l-am mai citit într-o bucățică, într-un fragment, cu care vreau să vă fac curioși, am căutat păsările din cartea asta, cele care sunt specificate. Și uite că am ajuns în um, enciclopedia asta pe care o am de la IMP, minunata lumea animalelor, la păsări am găsit faetonul cu coadă albă. Această pasăre simpatică, cu un corpus, corp suplu, trăiește în regiunile îndepărtate ale oceanelor tropicale, cuibărește pe stânci abrupte și vânează pești prin scufundări rapide. Deci aceasta este faetonul. Și hai să vedem în interior. Ia uite! Știați că faetonul cu coada albă prinde prăzi mai mici decât celelalte două specii înrudite? În acest fel, este diminuată concurența dintre hrana, dintre hrana, dintre specii, pentru hrana dintre specii. Denumirea științifică a genului Phaeton provine din mitologia greacă. Phaeton, fiul zeului soare Helios, a ajuns prea aproape de pământ cu carul său de foc și a produs un incendiu. Denumirea face referire la faptul că aceste păsări trăiesc aproape exclusiv în spațiul aerian însorit de la tropice. Câteva perechi de Phaeton cu coada albă au clocit pe insulele Dry Tortugas din extremitatea sudică a Floridei, la mai mult de 1000 de km de locurile tradiționale de clocit. Și uite aici ce coadă frumoasă are faetonul ăsta! Ce mă bucur că l-am găsit! Paietonul cu coada albă este cel mai mic și cel mai simpatic reprezentant al familiei sale. Are un zbor rapid, acrobatic, iar când zboară pe curenții de aer de deasupra insulor tropicale de clăcit, soarele produce sclipiri strălucitoare prin aripile sale semi-transparente. Și aici, da, are multe informații. Am mai am mai uh, vorbit despre. Uh, nici nu știu cum să-i spun că nu carte. e carte, un soi de atlas care are fișe a 11 sau 12 bibliorafturi din astea în care sunt mamifere, păsări, reptile și amfibieni, pești, insecte și păianjeni, animale inferioare, animale dispărute, comportamentul animalelor, habitate în Europa, habitatele pământului și ocrutirea naturii și a speciilor și nu-mi pare rău că am cumpărat-o, cu toate că atunci când am achiziționat-o eu, prețul era pipărat, dar, mă rog, uite la, acum n-aș mai lua-o, că sunt, dar îmi pare rău cu am. Și hai să mai vedem aici caracteristicele specifice ale faetonului cu coadă albă. Ia uite cum e, sunt, sunt penile, așa o panou o găsit chia. foarte frumoasă, e atât de frumoasă cartea asta și dacă ești curios, te trimite în lumea asta a păsărilor care e fascinantă, pur și simplu, fascinantă. Ia uite, faetonul scrie aici, care are lungimea între 35 45 de centimetri, anvergura aripilor 90-100 de centimetri, greutatea corporală 300-400 de grame. A atinge maturitatea sexuală la 5 ani, poate clocit tot anul, nu contează când, numărul oulilor depuse 1, ce are nuanțe de la roșu, pal până la brun, violaceu, durata clocitului 40-42 de zile, vârsta părăsirii cuibului 70-80 de zile, deci aproape 3 luni. Mod de viață, comportament în afara perioadei de clocit trăiește singur. Sau un perec cuibărește în colonii instabile, se hrănește cu pești și nu se știe cât trăiește. În mod normal, ca așa dacă e vânată. Specii înrudite, această familie mai cuprinde încă alte două specii, faetonul cu ciocroșul și faetonul cu coadă galbenă. Se înrudește și cu pelicanii și fregatele. Așadar, uite unde mă trimis pe mine, acolo unde cântă racii.